fac Snake Studio, boss. E la modă de editură acum, am să dau și eu, mă înțelegi? Dacă vrei să zici că e pamflet, e pamflet, dacă nu, chiar nu știu. Hai să facem niște distracții, să aibă toată lumea, adică dacă mă înțelegi cum zic, dacă nu fii atent cum zic. Yo, că au sărit să se răzbune, disurile la modă, cum au fost provocări nebune. Și tu, Patiția Litrico, că o leaca de greu, dar nu contează, Ilie, că acum ai veceu. Ai dinții frumoși, dar n-ai un zâmbet larg. Stai, frate, cam că te învață Andragogan. Pot să joc teatru, să mă prefacă man. Statusul se postează, s-a supărat Răzvan. Videoclipuri cu Kendama, le mulțumesc ăstora doi. Se iau de mine un Elvis balonat și un Smart Toy. Nu pot să reacționez la Nicolas cel răsfățat. Dați-le niște apă că peștele e pe uscat. Și mi-am început, șansele sunt mici să mai termin. Distracție în titlu, în paranteză, sunt virgin. Mulți curioși de fel, nici nu cape bănuiala. Mimi, ești tavan, că îți cam cade din cuiala. Se spune R și Zero și TT și BI. Am 130 de K, dar nu prea am vizualizări. Încearcă să mai crească, astea-s planuri, astea-s visuri. Mai multe promovai când făceai clipuri cu chipsuri. Țineți bine banii, că nu-i Cristi din Banat. E Cristi, a.k.a. ai cuțit numai că ți l-am luat. Un ocean plin de pești, dar chinuie Haiman. Măi să fie, dar ce ușor se fac abonați din scam. Mă cunoști, nu mă cunoști, ți-ai luat mare dis. Distracție pentru toți, dar pentru alții e un vis. Ia cu distracție, ia cu distracție, ia cu distracție, ia cu distracție. Le zic pe toate în față sau caut atenție. Nu-i problema mea, eu ofer doar distracție. Da, ia și tu un dis, da, ia și tu un dis, da, ia și tu un dis. Mamă, mamă, ce le-am zis. Salutare toată lumea, dar nu are niciun rost. Ai altă treabă și nu poți, dar ăsta nu e roast. Gata cu YouTube-ul, se cam vede, te-ai retras. Scrieți, mă, povești perverse, zăposteze și Max. Toți eu știm pe Max, dar voi, de capul meu. E fost alușelică, zici și tipa de colteu. Nu te-a cărat degeaba, acum îți merge ca pe roate. 3 din 2 videoclipuri sunt sponsorizate. Ești în bană de idei, cam așa de să zici da. De ceva vreme cu legiu pe la Mirinda. Clipuri mediocre și la 2 săptămâni. Ți-amintești cumva de ce era ajutor youtuberilor români? Cunoști, nu mă cunoști, ți-ai luat mare distracție pentru tot, dar pentru alții e un vis. Ia cu distracție, ia cu distracție, ia cu distracție, ia cu distracție. Le zic pe toate în față sau caut atenție. Nu-i problema mea, eu ofer doar distracție. Da, ia și tu un dis, da, ia și tu un dis, da, ia și tu un dis. Mamă, mamă, ce le-am zis?